Salutare! Bine v-am găsit la un nou videoclip super interesant în care o să ne jucăm cel mai folosit, cel mai broken build pe Akali, care tocmai a resărit în pre-season-ul ăsta. Ne vom duce Hardsteel în Demonic Embrace, o să vă explic imediat build-ul. Îmi pare rău că mă bâlbuiesc, e 10 dimineața, abia ne-am trezit, adică nu m-am trezit, n-am dormit deloc. Dar, eu abia m-am trezit, la mine vreau să se refere asta. La Fury. Bună ziua! Bine v-am găsit! Deci, de ce ne jucăm astăzi Akali? Ei bine, am reacționat cu Take My Fury la un videoclip de Akali, cele mai bune play-uri de Akali, Akali montaj, nebunie totală. Și am decis să mă joc și eu niște Akali, în caz că vreți după să vedeți... ne-am amintit de un Akali de ăsta, full tank, gen, de ne-a bătut pe noi. Da, în caz că vreți să vedeți videoul lui Fury, o să aveți canalul în descriere care de fiecare dată. I-am dat un hit, ai. No, deci ideea e că în solo queue am găsit în continuu build-ul ăsta pe Akali. Toată lumea, bă, de lumea, ne-am jucat din 20 de meciuri. 10 erau contra Akali cu build-ul ăsta, fără Caterinca. Bă, prea mult se joacă vere build-ul ăsta și am zis, hai să testăm și noi să vedem care e faza. Știți că l-am testat pe live build-ul ăsta pe Katarina. Știți că am făcut gen 0-10 în gold. Știți că s-a mai jucat el niște Akali cu mine. Ce? Te-ai mai ajutat tu niște Akali cu mine. Mm-hmm. N-am mers. Deloc. Nici ăla. Mă rog. Noroc că am avut 40 ceva de kill-uri. Dar a mers bine. Ideea e că... din greșel se învață. Nu, ce-a făcut ăsta? Ăsta moare aici pe mid. Mai dau încă un hit pe el ca să-mi stac... dau hituri ca să-mi stachez Conqueror-ul, guys. Fuck. Nu trebuia, cred că, flash-ul aici, dar a fost așa, de schemă. De schemă a fost, să vedeți acolo că intru, pac, yes! Ciao. N-am obișnuit să-l vedem pe corean ăla, cum sărea, cum se lovea, cum dădea pumnii tastatură, o bătea pe măsă după aia când juca, ma. Așa, ce mai voiam să zic? Așa, care e faza cu build-ul? De ce ne jucăm build-ul ăsta? Ce face build-ul ăsta? Cum se joacă? Ce se întâmplă? Deci, astea sunt runele care sunt must go. Mă rog, de obicei te duci second win în loc de conditioning. Ajutor? Te rog? Vin, măi. Ce dracu, mă? Bă, are... cu spidare. Da! Ok. Are hack din ăla de... are radar, mă. Are radar de viteză, te-a văzut acolo. Ok, o să ne ducem Hardsteel first item ca să stacăm mai repede. Ne ducem ăsta de... așa, ce face build-ul ăsta? Ce face itemul ăsta? E bine. Dacă vă luați Hardsteel, unul la mână, vă dă 800 HP itemul în sine. Dar itemul ce face? De fiecare dată când îi dai proc, adică odată la 30 de secunde, pe fiecare target în parte, îți dă 10% din cât damage dai. Vedeți acolo cât damage dai, mă rog. Îți dă 10% din cât damage dai ca viață permanentă. Așa. Și apoi există iteme ca și Demonic Embrace și Titanic Hydra, care îți dau AP și AD. În funcție de cât max HP ai. Salvere. De la gaze. Așa. Deci dacă eu îmi stachez super mult AP cu... Hardsteel-ul ăsta care stachează HP la infinit, basically. Noi o să ne stacăm AP. Suntem un fel de Veigar, dar fără să fim Veigar, dar gen tank. Închezi eu? Nu, dacă îl sărea înapoi sau ceva, da. Da, altfel. Mai. No, ideea e că până ne facem noi first item, ne jucăm Akali fără niciun picior. Adică ne jucăm Akali la ținut. Fără niciun dar. Fără niciun dar, adică sunt... așa. Am mutat puțin camera mai aproape să mă vedeți puțin mai bine, că mi-am lăsat barul, mi-am lăsat toate cele, adică se vede că sunt nedormit, nemâncat, nenimic de câteva zile, dar ok, adică am trăit viața, vă promit. E jale, bă, noi ne chinuim pe videoclipurile astea, vă promit, fără Caterinca. Tu ce zici, Fiori, ne chinuim? Eu mă chinuie aici pe bot, haide, bă! Hai, bă, sătenilor! Vrei să vin și eu? Vină, că e și Warwick. Unde e Warwick, mă? E 100% Warwick aici. Ah! Aulă! Am venit. Ți-am zis. Aici trebuie okay, să trag pe Vandams, o salvăm pe Tristana sau pe Warwick? Mă, cac pe Tristana aici, bă. Bun, păi stai că dăm pe toți. Spike e 10 HP. Bun, e perfect! S-a jucat împinge, perfect. Împinge, că intru tower. Păi da, intru tower. Asta vă dați seama că s-a tras pe dreapta, adică nici nu discutăm de așa ceva. Păi și crezi că Pyke o să rămână să... Mamă, nu. Iau. Îl prind.
perfect. Nevermind, nu l-am prins. Hai, ceau, m-am luat sumid. Adevărat. Sau vine înapoi, fii atent, că nu se lasă asta. Eu am luat gold-ul sau n-am luat? N-am luat. S-a obosit chat. N-am dormit de vreo 20 de ore. Lăsați-mă puțin aici. Îl luăm mare? Ce? Îl luăm mare pe ăla? E greu chat. Gândiți-vă că sensurile mele sunt... Nu uite, mai uite, sunt. Uite, 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 no! Deci se băga pe tine. Cine e bun? Eu îți dau aici, n-am putea să-i dau măcar să stea. Of. O trebuie să măcar ți-am dat ție kill-a, e relevant. Ah, e ok. Numai la nașpa că trebuie să dau ulta. No, până strângem bani de item ăsta, încă 900 gold, mai stă mai nu știu ce. No, e efectiv, nu face nimic campionul până nu avem itemul ăla. Apoi chiar dă damage în itemul ăla, fără cateringă, dă foarte mult damage. Gen, niciodată n-am folosit itemul ăla ca damage, l-am folosit întotdeauna ca să fiu mai tanky. Acum mă gândesc. Niciodată n-am zis, mamă, cât damage o să-i dau cu pasiva asta. De fapt, în video de Cho'Gath ați văzut asta, stai puțin. Eu acum mi-am dat seama, eu fac același build după video de Cho'Gath. Doamne ferește. Bă, dar e vorba de campion, nu ține, e relevant de... Nu, același bine m-am dus și pe Cho'Gath, gen. Mă rog, nu cred că era ideea de cât AP poți să-ți faci sau cât damage o să începi să dai. O să vină pe mid. E ok, cred. Aici chiar o să vedeți că, gen, nu ne ducem full time, ne ducem AP Akali. Hei, am făcut tre... N-a prins. Vezi că n-am mult, azi destul de weak aici. Am un Kindle Gem, atât, Fieri. Ia pe am un Kindle Gem, n-am W, n-am nimic. Mamă, dai cu gemul în ei. Mamă, ăsta cu... Am prins așa. Oh, am crezut că moare mai repede, că vreau să dau W. Să mă duc, gen. Bun, avem... Mă trebuie 300 gold, așa că cred că încă o să mă duc pe mid, pentru că acum îmi vine ulta și poate l-o mor, poate nu. Mamă, și ăsta s-a dus un Kindle Gem. Eu cu ăsta avem același build acum. Ok, ce mai avem? Mai avem și Overgrowth, care ne dă la fel HP, numai că e la 120 de minioni. Și până fac eu 120 de... Ia-i ce felul ăsta. Hopa! Da-l, ia-l, ia-l, ia-l! Nice. Până fac eu 120 de minioni meciul ăsta... Dacă stă Tristan pe mii și mii milioane, nu o să fie prea curând și poate... Mamă, vezi că e ăsta aici? A dat W-ul. Cine, mă? Ori, uite. Vine la tine. Unde, mă? Aici, sus. Mă, dar ia stai și mă, ia vină mă cu a Warwick. Brr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 r
Take my fury. Nu vreau, dar nu vreau să fie irelevant oricum pentru mine. Știi toată lumea că sunt bun și te car every game, adică coi, nu e, nu e să dovedești ceva, că am se știe. Se gata, știe avem, nivelul, ai, avem ăsta, gata. Să știi nivelul de Jungle Kingdom, da? Jungle Kingdom, auziți la el. Dar... ce vrăjeli. Așa, nu. Ce vreau să mai zic. Camera, încă e lângă mine. Trebuie să-mi vin adaptorul ori azi, ori mâine. Dacă nu vine azi, turbez. Dar dacă vine acum, în gen vreo două ore, ar trebui să vină maxim în vreo două ore, ar trebui să poate vine acum în video, mă sună curierul, salut frate. Numai ideea e că mă știu cu curierul, îi zic, bă, salut, vezi că-s pe video, dacă vrei, hai și tu pe video. Da, mă, curierul deliverează în zona asta, am fost, mă, prieten cu el, gen, când eram mic, stăteam în parc, din alea, știi? Monster. Mersi de sabă, Cortex, ai apărut pe video, bravo. Bun, deci, și ce să ne vedeți cercul ăla care se stachează acolo, când se face roșu, dacă îi dau un hit la băiatul ăsta, pac, 215 damage. Deci e super mult. Și gândiți-vă că se stachează cu cât mai mult ăsta HP ai, cu atât mai mult dai. Bag wave-ul, dobor. Vezi că mi-a dat W-ul, ca să pușez. Ia. Ia, mă rog, stau. Mi-a dat asta doar să am shield, gen, știi? Azi livrăm comanda! Am primit acum mesaj, nu știu dacă s-a auzit pe video. What the fuck? Poți să-mi vii bot? Deci probabil după video ăsta o să vină... Mamă, dacă mă sună acum... M-a sunat ultima dată ieri la 11:30 și e 10:30 acum. S-a sinucis! Dă-i ulta, scapă, Vere! Și ăla, no, mă duc pas. Nu pot să cred așa. Nu pot să cred, nu pot să cred. De ce? De ce?
De ce, mă, goblins? Ne facem demonic direct. Ia uite-l, cu Jackie Rodil, uite-l. Ia uite-l. Chat, nu player. Bă, Fiori, care e apa ta minerală favorită? Apa minerală? Borsec. Pentru așa? Că e bună la șpriț. Bă, nu știu, mă, Dorna mi se pare că are prea... Nu-i bună, mă, nu-i place gen plată, adică dacă mi-au apă plată, gen... Nu, mă, mie mi se pare uleioasă. Nu știu. Nu știu cum să explic. E prea udă sau ce? Nu știu cum să explic, mă. Nu mai pot. E ok, e perfect. Mă, cât am putut să dau cheie. Mamă, lăloș. E ok. A venit lupul. Acum știe să dea râu, mă. Când era pe bot să-mi dea mie kill-ul, nu, n-ar fi dar râu, mă, că... Păi nu era kill. Nu mai zic nimic. Bă, am tacat cât am putut, nu mai aveam ce. E ok, mă, e ok, ai. N-am damage momentan, stați așa. Momentan trebuie să înțelegeți că n-am niciun item de AP, aveam 0 AP, aveam, mă rog, Dark Seal-ul. Dar de obicei n-ai Dark Seal-ul, că încep Doran Shield. Până îți faci un item așa sau gen... Nu poți să dai one shot, nu poți să dai chiar one shot până n-ai două iteme, gen... Trebuie să înțelegi că gen trebuie să tachezi Conqueror, trebuie să te bați mai mult. De-aia avem Presence of Mind. Gen, durează puțin să omori pe cineva, dar nimeni nu te bate, știi? Gen, în sine nu te bate nimeni. Gen, dacă nu dai tower, dai 1 versus 2 și ți iei multă de ori. Era... Uitați-vă că nu mi-au damage, nu mi-a scăzut HP-ul. Perfect. Vedeți ce zic? Gen, îi dau damage, dar gen... Nu iau. Da, cam aia e ideea, încercăm numai să ne stacăm ăsta. Momentan. Ne facem și demonicul. Cui? Cui e gare aici? Vin. Ce se întâmplă? Vin. E perfect. Nu mai e perfect. Nu l-am stacat. Cui, ce căuta Garen? Întrebarea mea, de ce joacă ăsta cu Tristan așa? Gata, l-am stacat. Aia e ok, să ia kill-ul, nu-mi pasă. Mie 3 HP-ul să se vadă pe video că uite ce fac. Doamne ferește, chat. Dar ce joacă, mă, ăștia așa bine, mă? Ia uite că mai stachez pe ăsta odată. Nu-mi pasă de kill-uri. Mă rog, ar trebui să... De unde e asta? Mom, cât e de... Bă, dau kill, vere! Mi-a luat farm-ul, mi-a luat f- Lasă, drag. Ce, o lălăș? Ce zici? Nu aud. Ce poți? Care-i problema? Spune-i de dulce, hai. Nu vorbesc curat. Nu vorbesc curat. Mă, dar pare cam gușă, bă, deci vă mai explica chestia asta, mă, abia aștept să-mi vine camera, că gen nu mai... Ai gușă. Cui... Zici că am gușă, efectiv. Ai sincer. Gușă. Da, mă, da, sincer. Mi se vede față așa rotundă din unghiul ăsta, gen, de la lumina, nu știu ce dracu. Și cu barbă, zici că sunt un pește, zici că știi mai furii. A venit Silas. Ai văzut? M-am dus. Mamă, dacă dimi jetea. Cum tachezi eu? Nu știu. Ai văzut că m-am dus primul. Gândiți-vă... Bă, GG. GG. E broken build-ul, chat. V-am demonstrat aici. Aproape i-am dat așa sub turn, gen, fără să... Nu știu ce. Bă, actually, chiar v-am arătat build-ul. V-am arătat că se poate. V-am explicat ce face. Mai tragem un minut de video ăsta ca să fie 15 minute. Mersi mult că v-ați uitat. Nu uitați să intrați în descriere dacă vreți să intrați pe Discord sau pe Instagram să dați un follow. Videoclipul lui Fury la fel o să-l găsiți acolo, gen canalul lui Fury. Acolo am reacționat la, cum v-am zis, la Kali. Montaj. Altceva ce este de mai zis? Bă, nu știu. Intrați pe stream-uri, urmăriți seria. Stream de la ora 6. Stream de la ora 6, dar poate mâine, păi mâine, răspăi mâine. De fapt, vineri nu avem stream 100%. 90% nu avem stream în vineri, pentru că merg la Ian.
Dar în rest, miercuri și joi s-ar putea să facem cu o oră mai devreme stream, de la 5 la 7. Vedem, vă anunț. Mersi mult că ați citat. Ne vedem la următorul videoclip care o să fie mâine, în fiecare dimineață, de fapt, la ora 12. Și live-uri de la 6, 5, 6. V-am pupat. Ne auzim. Ciao, ciao.